Ciao, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest video vreau să vă prezint 5 comenzi în CMD partea a doua. Dacă nu ați văzut prima parte din 5 comenzi în CMD, vă voi lăsa un link în descriere. Iar acum să începem cu cele 5 comenzi în CMD. Pentru început să deschidem CMD-ul, cum v-am mai arătat, scriem pur și simplu în bara de căutare aici jos CMD sau mai este un mod, v-am mai zis, Windows plus R și aici scrieți CMD și vi se va deschide. Prima comandă din acest videoclip se va numi Start. Și dacă dați Enter, se va deschide un nou document, o nouă filă CMD și puteți să faceți asta de câte ori vreți voi. De exemplu, spunem Start și dăm Enter și se vor deschide 4 file. Și acum avem foarte multe pe ecranul nostru, dar ca să le închideți, ori le închideți automat, ori dați click dreapta aici jos pe aceste iconițe și dați Close All Windows și ar trebui să vi se închidă. Haideți să deschidem din nou CMD pentru a doua comandă, care se numește Task Kill spațiu slash F spațiu slash im și numele programului pe care vreți să-l închideți forțat. Deci această comandă este bună dacă vreți să închideți forțat un anumit program sau aplicație. De exemplu, haideți să deschidem Chrome-ul. Deschidem, nu vrem să restore. Bun. Am deschis acum Chrome-ul, da? Și apoi aici putem să scriem Chrome, adică numele programului .exe. Și dacă dăm Enter, ni se vor închide toate procesele cu acel program. Vedeți că și Chrome-ul ni s-a închis. Și acesta este foarte bun dacă vreți să vă închideți un program forțat sau dacă aveți o problemă cu el și nu se închide, pur și simplu deschideți în CMD, scrieți task kill slash f slash im chrome.exe, dați enter sau numele programului vostru, neapărat Chrome, și dați enter și vi se vor închide toate procesele cu acel program. A treia comandă din acest videoclip se va numi title și titlul care vreți să apară aici sus. De exemplu, Cezar ID. Și acum, numele filei se numește Cezar ID. Deci puteți scrie title, title și orice nume vreți voi. Cezar, orice nume. Orice cuvânt va apărea aici. De exemplu, title. Să ne gândim la un nume. Bun venit. Acum dați subscribe. Ceea ce este și ce aș dori să faceți voi la acest videoclip. Să dați un like și să vă abonați la canal. Și dacă dăm enter, se va schimba numele în bun venit. Acum puteți dați subscribe. A patra comandă din acest videoclip se va numi date. D-A-T-E și dacă scrieți date, va spune data pe care o aveți setată pe PC-ul vostru sau care este în țara voastră, adică mă gândesc că este România sau Republica Moldova, cine știe, dar vă va spune data din acest moment, din momentul în care ați scris această comandă. Iar ultima comandă din acest videoclip se numește exit. Și dacă scrieți exit și dați enter. Am dat exit și aici, deci aici ne spune să scriem o nouă dată dacă vrem să o schimbăm și noi am pus exit. Nu trebuie. Haideți să restartăm command promptul. Perfect. Și haideți să scriem acum ultima comandă, exit. Dacă scriem exit, ni se va închide pur și simplu CMD-ul. Și nu uitați că fiecare comandă din acest videoclip va fi în descriere. Voi lăsa toate comenzile din acest videoclip în descriere ca să le puteți lua mai ușor de acolo, să nu trebuiască să le scrieți voi manual. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Mulțumesc pentru vizionare și ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Ciao!